revenit în centrul atenției electorale. Alături de mine este domnul Chelaru, actualul primar și cel care vrea să fie viitorul primar al Năvodariului. Bun venit în emisiune! Mulțumesc dumneavoastră și salutări tuturor telespectatorilor noștri. Năvodariul este o stațiune, aș spune o stațiune deja, un oraș cu care atrage atenția din ce în ce mai mult. Este într-o dezvoltare explozivă. Asta aduce, desigur, foarte multe lucruri bune, dar aduce și lucruri mai puțin bune, cum ar fi înghesuială sau poate atenție îndreptată mai puțin spre problemele cetățenilor care stau în Năvodari tot restul anului. În ce privește faleza Năvodariului, este și acolo o situație. Ce ați făcut în ultimii 4 ani și ce vă pregătiți să faceți în următorii 4 ani în Năvodari? Eu consider că am făcut multe în Năvodari. Consider că nu ai cum să termini ceea ce îți propui în 4 ani de zile. Lucrurile, în mod normal, sunt la mijloc. Trebuie să te gândești câți bani ai, cum poți să aduci cât mai mult bani la oraș și din momentul respectiv începe dezvoltarea. Ați spus dumneavoastră că ultimii 4 ani sunt un an în care orașul Năvodari cu adevărat s-a dezvoltat din punct de vedere turistic. Da, Mamaia Nord este una din cele mai tinere stațiuni, cu plusuri și cu minusuri la acest moment. Este foarte adevărat și știu că de-a lungul timpului dumneavoastră ați arătat și punctele mai puțin plăcute ale unei stațiuni în construcție. Dar pentru a ajunge în situația în care, să spunem, da, am finalizat acest lucru, în primul rând avem nevoie de mai mult de 4 ani. Că sunt proiecte importante și anume, pe zona de Mamaia Nord, mă refer la asfaltare plus ape pluviale, proiect prin PNDL, un proiect de 5 milioane. În ce stadiu este acest proiect? Un proiect care a început din 2016, iar acum, la acest moment, am trecut de toate etapele, ajungând să fim undeva în jur de 70-80% finalizat. Este un lucru remarcabil, ținând cont că în marea majoritate a proiectelor mari, timpul în care puteai să implementezi acest proiect deja se ducea la 6 ani. Noi am ajuns chiar și în situația în care în maxim 3 ani de zile să începem lucrările, iar acum se lucrează ajungând la 70% și chiar și în acest moment se lucrează. Ținând cont de faptul că am avut un sezon care, culmea, la Năvodari, în Mamaia Nord, a fost unul de succes față de marea majoritate a... Și ce explică succesul? De ce? De unde? Succesul este explicat prin faptul că dezvoltarea acestei stațiuni este bazată, în primul rând, pe apartamente de vacanță. Vreau să înțelegeți că la acest moment există undeva în jur de 6.000 de apartamente. Viitorul acestei stațiuni va însemna în jur de până la 20.000 de apartamente, 20-22.000 de apartamente, ținând cont de puzurile prezentate în consiliile locale și de viitorul pe care eu l-am văzut alături de consilieri, având pe masă puzurile investitorilor. Deci, în momentul în care construiești în jur de 20.000 de apartamente, în momentul în care într-un apartament vor fi în jur de 2 până la 4 persoane, dintr-o dată numai proprietarii apartamentelor sau chiriașii apartamentelor vor fi în jur de 20 ori 4, 80.000 de cetățeni. În speță sunt din țară și mai puțin din Constanța, care cumpără în Mamaia Nord. Infrastructura va putea să reziste în fața unei asemenea cereri? Ei, mă refer la tot ce înseamnă infrastructură. Ei, asta vreau să vă spun, că aici înseamnă greutatea susținerii acestui boom imobiliar. Că primăria orașului Năvodari încearcă să țină
să țină piept acestei creșteri puternice din punct de vedere imobiliar. Venim cu infrastructură și încercăm să scoatem ceea ce marea majoritate a turiștilor urăsc. Acest pământ, piatra din zona de stațiune. Asta o vom face în foarte scurt timp și vom deveni una din stațiunile de succes. Legate problemele imobiliare, pentru că în marea majoritate a cazurilor toată lumea blamează că un bloc de 7 etaje este la 10 metri maxim de un alt bloc de 7 etaje. Da, pentru că este un puz și întotdeauna se respectă puzul și codul civil. Deci puzul nu ai cum să nu respecti. Cine cumpără un teren în zona Mamaia Nord, niciodată nu o să-l cumpere dacă are un P+7, să construiască un P+2. Întotdeauna o să construiască P+7. Dar puzul ăsta permite ridicarea unor clădiri atât de înalte în buza nisipului, astfel încât după ora 17 umbra lor să ia soarele tuturor. Deci nu este în buza nisipului, este exact pe terenul, domeniu privat al dumnealor. Deci nu în buza nisipului. Deci exact în terenul privat al dumnealor. Adică lângă buza nisipului. Dar soarele de pe plajă dispare mai repede decât este cazul. Pare să fie clădirea cumva mai înaltă decât ar trebui. Nici o clădire nu intră în Consiliul Local decât sub forma unui puz, iar toate condițiile acelui puz sunt respectate. Adică și, bineînțeles, avizele sunt de așa natură încât să fie respectate și ceea ce spuneți dumneavoastră. Adică noi avem la dosar pentru fiecare din aceste clădiri acest aviz de însorire. Aveți și o grea moștenire pe acest subiect? Cumva? 100%. Deci proiectul, puzul, așa cum există el și este blamat, nu a fost o invenție a administrației Chelarului. Eu am preluat exact cum l-am găsit în 2000. Să vorbim despre detaliile preluării? E vorba despre fostul primar? Nu avem. În mod normal nu este corect să vorbim la acest moment despre neajunsurile celuilalt primar. Care este și un candidat și care mă gândesc că ar fi bine să-l invitați. Poate în acest context ar trebui să spunem câteva cuvinte, dar nu pentru a-l acuza, ci pentru că sunteți actualul primar, care vreți să fiți iar primar, s-ar putea ca unele din moștenirile pe care le aveți să vă fie puse dumneavoastră în spinare și atunci poate ar trebui să explicați lucrul ăsta. Nu ca să acuzați pe cineva, ci ca să limpeziți o imagine. Multe, în mod normal, să știți că sunt multe moșteniri și multe probleme lăsate în urmă. Dar ceea ce vreau eu să vă spun este că nu mi se pare bărbătește să încep să vorbești doar despre nemulțumiri. Să vă spun despre nemulțumiri? Haideți să vă spun eu că în ultimii 4 ani de zile, în administrația mea nu s-a împrumutat orașul Năvodari cu niciun leu. În schimb, orașul Năvodari a plătit datoriile celorlalți 2 primari și îmi scuze. Ce scuze, dar nu vreau să pronunț numele, năvodărenii știu, da? Unul s-a împrumutat cu 5 milioane de euro, altul s-a împrumutat cu peste 18 milioane de euro. Administrația mea, da, condusă de mine, a împrumutat 0 lei. În momentul în care împrumut 0 lei, dar plătești 8 milioane 500 de euro în ultimii 4 ani, lucrul acesta trebuia să fie un moment de panică, cel puțin pentru mine. Ar fi trebuit să mă plâng, să vin la dumneavoastră, să spun, să explic. Nu am timp de explicații. Dar știți de ce nu am timp de explicații? Pentru că sunt în administrație de foarte mult timp. 8 ani viceprimar, 4 ani consilier. Și știu că a te plânge în administrație înseamnă să-ți sapi singuri mormântul. Și eu nu am timp de asta. Ce am făcut? În momentul în care am văzut că sunt mari probleme financiare, da? Și nu numai atât că au fost mari probleme, probabil țineți minte că în 2017 diferențele de tarif din cote de TVA sau diferențele de la impozitul pe salarii au fost tăiate la primari. Țineți minte, probabil că și dumneavoastră vă aduceți aminte că ați făcut emisiuni în care toți primarii din România se plângeau.
Dacă foștii primari primeau, dau o sume, da, cote defalcate din TVA în jur de 8 milioane până la 10 milioane de lei, Chelarul a primit 0 lei. Deci împrumuți 0 lei. După asta nu primești nici cotele, sumele din cotele de TVA. Adică primești tot 0 lei. Dar mai ești și obligat să plătești. Și în felul acesta, ce trebuia să fac? Să mă plâng? În niciun caz. Și nu mă plâng nici acum. Știți ce fac? Explicați. M-am apucat de treabă. M-am apucat de treabă. Și cum ați reușit? Adică cum v-a reușit dumneavoastră ceea ce altora pare să nu le iasă? E simplu. Deci, în primul rând, trebuie să știi meserie. Eu sunt inginer chimist, da? Am lucrat la Rompetrol. Lucrez și acum. Sunt suspendat. Dar vreau să zic o chestiune. Deci, eram obișnuit să fac treabă. Când am intrat în administrație, am luat-o de la zero. Și am luat-o de la zero, învățând ce înseamnă legile. În marea majoritate a cazurilor nu mai gândesc din punct de vedere, să spui așa, domnule, s-o forma unei simpatii. Totul se reduce la lege. În momentul în care știi ce înseamnă care sunt legile pe fiecare din compartimentele primăriei, atunci îți poți permite să fii în dialog cu funcționarul public, să știi ce să-i ceri. Și din momentul acesta aș putea să vă spun și o parte din succesul orașului Năvodari, care, la nivelul cel puțin al orașului Năvodari, cred că are cele mai multe proiecte semnate, finanțate și în anumite stadii de lucru. Fonduri europene? Este asta secretul dumneavoastră? Secretul asta este secretul succesului? Meu și secretul fiecărui primar. Acesta este. Să poți să aduci bani europeni sau bani guvernamentali sau să poți să faci în așa fel încât banii orașului să-i folosești doar pentru funcționarea orașului. În mod normal, din taxe și impozite, niciodată nu să acoperi partea de dezvoltare a unui oraș. În marea majoritate a cazurilor, și eu vă spun sincer, suntem în un oraș social-democrat. De ani de zile am gândit mai multe proiecte sociale pentru cetățeni. Ei, în momentul acela, oamenii erau obișnuiți și cu proiectele acestea sociale și trebuia să dezvolt și orașul. Este și perioada în care Facebook-ul s-a dezvoltat și am ajuns în situația în care toată lumea îmi cerea să fac treabă. Vorbim despre drumul spre Corbu. Este proiect european, 4.200.000, în care am făcut ceea ce nu știu câte primării au putut să facă. În primul rând să dea dovadă că sunt buni profesioniști, începând de la un proiect viabil, și acest proiect viabil se vede la acest moment în lucru. Și vă invit să veniți și pe zona înspre Corbu, unde avem acest frumos proiect de asfaltare, dar asfaltare pentru traficul greu. Am ținut cont de acest lucru și nu mi-am bătut joc să aduc un proiect minimalist. Nu este un proiect în care doar Chelarul este în față. Probabil că ar trebui, alții și-ar aruga meritul acesta. Eu am lucrat cu o echipă de la primărie și vreau să-i mulțumesc, mai ales că sunt într-un astfel de moment. Bun, după asta, este pentru prima oară când am făcut un cartier de tineri în orașul Năvodari, nu știu în altă parte, am înființat un cartier de tineri de la zero. Și anume, pe un puz, am dat 216 loturi pe legea 15, dar este pentru prima oară în istoria, cel puțin a Năvodariului, în care am adus utilități, oamenii nici nu au construit, o parte din ei nici nu și-au făcut toate documentele, iar eu la momentul acesta, printr-un proiect guvernamental, pe PNDL, am adus 7 milioane de euro. Sunt la acest moment cu implementare undeva la 55-60%. Adică am introdus toate gazele, toate conductele de canalizare, apă, acum lucrăm la drumuri, asfaltăm și acum se asfaltează și v-aș invita încă o dată să vedeți cum a dat un cartier de tineri. Ce am mai făcut? Este vorba despre proiectul legat de
canalizările și apa în Mamaia Sat. Este un proiect de 7 milioane de euro. Împreună cu Raja, pe POIM, Program Operațional de Infrastructură Mare. Până acum era o utopie pentru marea majoritate a primarilor și toată lumea spunea, o să facem curaja. Ei, până nu m-am dus la domnul Stroie și împreună cu Raja și-a mișcat lucrurile, nu m-am lăsat. Sunt la acest moment în situația în care s-a semnat contractul lor de finanțare, s-a dat pe SICAP. SICAP-ul este sistemul electronic de achiziții publice și poate fi oricând văzut, iar pe data de 14 a 10-a vom deschide ofertele. Sau bine, e adevărat, ei vor deschide ofertele. Este vorba de un proiect de 7 milioane de euro pentru Năvodari. Să vorbim despre trei parcuri însumând 5 hectare în orașul Năvodari. Zona din oraș, din zona centrală a orașului, strada Midiei, piața de pește, atât de hulită pe vremuri. Acum, o să o vedeți, sunt 2,5 hectare de gazon cu sistem de irigații, cu trotuare. Și o să fie covoare. Și pește în piața de pește? În piața de pește deja... Mă rog, e vorba de acea construcție este stranie, sugestivă, e un pește doar. Este un pește dar doar. Dar nu funcționează de atâta vreme. Da, de asta vă rog, să veniți acolo să vedeți restaurantul. Deci îi veți da drumul, va începe să funcționeze. Nu, funcționează. De asta vă invit și aici și să vedeți. Vă invit cu mare drag să vedeți care este la acest moment utilitatea acestei clădiri. Uh-huh. Nu vă spun eu, vă las pe dumneavoastră să vedeți când puteți. Deci, vor fi trei parcuri mari. Unul în zona pieței de pește, unul în zona astăzi Imidia și unul în zona parcului la Gătare. Unde vom avea 5 hectare, v-am zis, teren irigat cu sistem de irigații complexe, cu gazon rulou, plus, bineînțeles, foarte mulți pomi, la nivel de sute de pomi aduși în orașul nostru. Bun, am zis, domnule, am făcut și pentru spații verzi. Ce trebuie să fac? E pentru singura dată când un primar se gândește să aducă bani pentru o școală. Mai precis să o faceți de la Mai zero? Mai precis să o facem de la zero. Și ca să o gândesc să fie corect, am folosit și corpul din... un corp făcut în 2009 de către Compania Națională de Investiții pe un proiect la momentul respectiv cu compania, da, și primăria orașului Năvodari. Compania trebuia să facă un proiect, iar orașul Năvodari trebuia să facă un corp, al doilea corp. La momentul respectiv nu au fost bani. Este foarte important să întrebați, bineînțeles, primarul la acel moment ce a avut în gând, ce a avut, de ce a putut sau n-a putut. Nu mai contează, nu dau eu răspunsuri pentru niciun primar. Eu nu pot decât să le mulțumesc atât primarului Calapot, cât și primarului Matei și primarului Dobre prin soție, să-i mulțumesc pentru toate realizările pentru orașul Năvodari. Că nimeni nu a luat realizările acasă, exact cum nici eu nu iau realizările acasă. Dar vorbim de o școală. Normal, cea mai modernă, pentru că ea va fi acum făcută pe bani europeni. Deci nici un ban nu vor fi decât partea de cofinanțare. Acesta este important, încă o dată, să îl reamintesc. O școală în care vom avea toate funcționalitățile actuale pentru o școală. Nu este o școală programată din 2009 și o fac acum. Nu, este o școală pentru 2020. Sunt în acest moment pe SICAP, pe sistemul electronic. Asta înseamnă că în toamnă vom deschide ofertele și vom începe construcția unei mari... În ce zonă va fi construită această exact școală? Exact pe strada Pescărușului. În marea majoritate a cazului, lumea știe care a fost istoria școlii numărul 3, cum s-au chinuit acești copii timp de 30 de ani și cum am încercat și am și reușit să aduc acești bani pentru orașul Năvodari. Bun, m-am gândit că este important să repar liceul Lazare Deleanu. Pe ce bani? Tot pe fonduri, pentru că oamenii aveau nevoie. S-au deschis axe, repede am depus bani și am intrat și la acest moment suntem în lucru
cu acest proiect, consolidare, plus fațadă, plus schimb toate geamurile, cu ușile, pardoselele, tot pe bani europeni. Bun. Nu m-am oprit aici. Actualele, pentru că... Școlile actuale sunt pregătite, au fost pregătite să înceapă cursurile în condiții de siguranță și având la dispoziție toate dispozitivele necesare pentru a putea face inclusiv școală online în acest sistem hibrid? Da. Le-ați asigurat fondurile? Din punctul... Ați fost deschiși la colaborare cu directorii? 100%, 100%. Deschiderea către școli am început-o nu acum, ci din luna aprilie, când am luat banii de la spectacolul legat de zilele orașului și am hotărât să nu mai facem acest lucru. Și atunci am dat bani către toate școlile din orașul nostru, cele trei școli plus liceul, sume prin care dumnealor au cumpărat atât tablete către copiii care au venituri mai, mult mai mici, părinții, bineînțeles, dar și am cumpărat materiale de dezinfectat. Acum, din discuția cu dumnealor, când ni se termină acești bani, noi vom veni cu sume suplimentare. Ce astăzi, fonduri sau cât de mari sunt fondurile alocate? Deci atunci au fost sume de 1.600.000, acum vor fi încă 1.800.000. Sumele acestea vor fi folosite tot pentru material dezinfectant, vor fi pentru hârtie, vor fi pentru sistem electronic, pentru că noi la Năvodari, dar cred că peste tot și în Constanța am văzut același lucru, vom lucra după un sistem hibrid, dual, în care jumătate din clasă vor învăța, să zic, săptămâna aceasta sau și cealaltă jumătate săptămâna viitoare. Dar numai că există nevoie de sistemul pe care noi l-am, ei l-au achiziționat, iar noi venim cu banii. Deci orașul Năvodari vine cu banii pentru toate școlile. Lucrul acesta, să zic că este doar o parte din tipul de lucrări pe care noi am încercat să facem pentru a fi în ajutorul cadrelor didactice, dar mai ales a elevilor. Celălalt ajutor pe care noi am considerat oportun să-l dăm este legat de curățenia în școli. Și anul acesta am schimbat peste tot lambriuri, am văruit, am schimbat uși, mobilier, exact cât am putut și noi, dar mai ales cât au putut și directorii care sunt ordonatori terțiari de credit. Așa cum știu toți năvodărenii, noi suntem cei care punem la dispoziție bani, iar dumnealor, directorii, prin serviciile care le-au de achiziție, tot pe SICAP, să înțeleagă toată lumea, vor face achiziții și inclusiv achiziții de lucrări, adică reparații, dar noi supraveghem toate aceste procese, tocmai pentru a crea pentru tinerii noștri un mediu cât mai bun de învățat. Cum reușiți să absorbiți atât de eficient fondurile europene, pentru că sunt multe primării care au această problemă. Poate ar trebui să exportați know-how-ul și spre noi. Știți care e situația? Noi nu export nimic. Nu exportez nimic. Ar trebui. Eu vă mai spun un singur lucru. Doar să mai dați câteva secunde, pentru că nu am terminat. Vă rog. Și anume, ne-am gândit la Casa de Cultură. Toți năvodărenii au uitat în Casa de Cultură, nu au văzut decât un simplu foaier și, bineînțeles, o sală de spectacol. Dar tot subsolul și celelalte etaje de deasupra sunt la nivel de ciment. Am depus proiect, bineînțeles că mi s-a aprobat, am semnat contractul de finanțare, acum îl lucrăm pe SICAP. Și în maxim 2 luni și jumătate vom avea și aici un câștigător pentru Casa de Cultură, pentru modernizarea întregii Case de Cultură, inclusiv a sălii principale, care din punctul meu de vedere este mai învechită. Adică ca și materiale, ca și scaune, ca și, hai să spun,
zona de calorifere. Totul îl vom schimba pentru că vom avea bani și bani europeni. De ce îmi doresc un act educațional și cultural cu mult mai mult decât ceea ce a fost până acum. Și până acum a fost mai degrabă modest. Până acum a fost exact cât au putut să facă ceilalți înaintea mea și încă o dată le mulțumesc pentru acest lucru. Bun, am discutat de anumite proiecte legate de infrastructură. Vă spun că nu m-am oprit aici. Am făcut proiect pentru ilumina stradal și vom ilumina 60 de străzi în zona cartierului de tineri, în care, pe lângă canalizare apă, da, am venit și cu curent. Acum m-am gândit că este nevoie și de ilumina stradal. Bineînțeles că banii trebuie să iei de undeva. 5 milioane, încă 5 milioane, poți să iei, dar de unde să iei? Și atunci tot am depus proiect, mi s-a aprobat. Am semnat contract de finanțare, vom face toată zona Mindea Sat. Voi veni în zona de Mamaia Sat și vom ilumina străzile. Vom veni și în zona de Mamaia Nord, pentru că până acum lumea spunea, domnule, stai că nu e lumină, stai că e pământ, stai că legată de asfaltare, o fac pe un proiect legat de iluminat, o fac pe alt proiect. Toate acestea nu am cum să le fac dintr-o dată. Iar pentru nemulțumirea oamenilor, eu sunt oarecum vinovat. Da, domnule, nu am putut să le fac în 4 ani de zile. Am venit să vă spun acum că eu pot să termin aceste proiecte. Iar astea nu sunt proiectele cele mai importante pentru Năvodari. Vom discuta despre cele mai importante proiecte pentru Năvodari după pauză. Mai avem doar puțin până la pauză. Vreau să vă întreb doar care este cel mai important proiect pe care nu l-ați terminat. Care este proiectul cel mai dorit de năvodăreni pe care dumneavoastră nu l-ați terminat cum poate v-ați fi dorit? Asta până la pauză și după pauză dezvoltăm. Este vorba despre transportul între Constanța și Năvodari. Linia 23. Linia 23. Este un proiect care nu l-am terminat pentru că acum îl începem și o să explic de ce acum îl începem și nu are nicio legătură cu campania electorală, exact cum nici aceste proiecte pe care le-am expus mai devreme nu au cum să aibă o legătură. Au legătură doar cu dezvoltarea și mai ales cu evoluția orașului nostru. Și cu logica administrativă, probabil, este un curs anume, un ritm anume al depunerii hârtiilor, este un ritm extrem de complicat. Marea majoritate a celor care în mod normal nu au intrat în primărie sau au intrat în primărie pentru un anumit document și a stat, nu știu, 3 zile sau o săptămână și a fost nemulțumit de privirea unui funcționar. Gândiți-vă că de eu personal, de această privire a unor funcționari, dau zilnic față în față, ochi în ochi cu ei, de foarte multe ori pe aceste proiecte mi se comunică că nu se poate. Norocul meu este că știu ce să le cer, când să le cer și noțiunea de nu se poate, știu sigur că se poate în alte variante. Nu există, nici eu nu pot să cer lucruri care, cu adevărat, știu că încalc o lege. Dar lucrurile care știu că se pot face, le facem la Năvodari și trecem barierele, chiar și uneori frica pe care o au funcționarii publici de a, hai să spun, de a se implica total. Da, interesant această frică. Poate trebuie să discutăm un pic despre ea, dar după pauză, stimați telespectatori, revenim așa cum știți, foarte repede. Rămâneți aproape. Și din nou în studio alături de mine domnul Florin Chelaru, candidat la primăria Năvodari și primar în ultimii 4 ani la Năvodari. Vorbim despre ce a făcut, ce a făcut bine, ce n-a făcut chiar bine și despre ce se pregătește să facă de acum înainte. Proiecte de suflet? Da. Începusem cu linia 23. Este un proiect pe care putem să realizăm în următorul interval de timp. Dar ce s-a întâmplat în ăștia 4 ani de nu s-a putut implementa? Care a fost problema? Până la urmă e vorba de niște autobuze, nu? Sau de o relație cu Constanța Autobuze, RATC-ul. E vorba de foarte multe.
Să știți că fiecare din proiectele pe care le-am expus au câte o poveste. Deci nu sunt proiecte simple. Bun, dar să ajungem aici. Este vorba despre RATC. RATC este o companie a municipiului Constanța. Înțeleg cu foarte multe probleme și financiare la un anumit moment dat. Nici măcar nu am îndrăsnit să vorbesc cu domnul Decebal Făgădău legat de posibilitatea de a ajuta orașul Năvodari cu, prin prisma acestui lucru. De ce? Pentru că nu putea. O companie municipală nu putea să fie, să facă transportul între două orașe. Când știi legea, nu te mai încurci, nu mai deranjezi. În momentul în care a transformat această companie într-una UNESA puternic, în momentul în care am înțeles că nu mai sunt datorii, nu numai că nu sunt, s-au băgat foarte mulți bani în infrastructură, sunt la acest moment foarte multe autobuze care îndeplinesc condițiile, cel puțin din punctul meu de vedere, de siguranță și de confort, atunci am abordat acest subiect cu Decebal Făgădău. Nu a fost abordarea acum, ci a fost în urmă cu cel puțin 8 luni, 9 luni de zile, mi-a spus că nu este pregătit la momentul respectiv. În ultima perioadă, din discuțiile pe care le-am avut și văzând parcursul pe care îl are cu Citybus-ul, am reluat această problemă. Eu nu mi-am dat seama că problema pe care o am eu este și o problemă a mai multor comunități. Dar probabil că aceste informații veneau doar la municipiul Constanța, la domnul Făgădău. Și atunci am avut o întrunire, dumnealui ne-a chemat să ne spună că Citybus-ul este pregătit la acest moment să ajute și să se extindă să spunem limitrofe. Ei, problema este clară, pentru că am discutat foarte clar. Nu este normal ca o societate să facă acte de binefacere. De la început am avut această discuție. Presupun că cetățenii își compostează biletul sau, mă rog, își plătesc călătoria. 100%. De fapt, asta este problema pe care trebuie să o înțeleagă toată lumea. Există o bază de legală pe care, după asta, trebuie să știe toată lumea că orașul Năvodari va cheltui bani pentru susținerea acestei linii, da? Și pentru ajutorul sau compensarea pentru categoriile sociale căruia ei se destinează. Sunt aceste categorii sociale? 100%. Nu poate să meargă toată lumea cu 23? Ba da, poate să meargă toată lumea, dar numai că anumite categorii sociale pot să aibă facilități conform legii. Și atunci putem să și ajutăm prin hotărâri de Consiliu Local. Dar să vorbim de partea legală, că îmi place să vorbesc întotdeauna și de partea legală. Deși risca să plictisiți, să știți. Risc să plictisiți, dar este foarte important următorul lucru să se înțeleagă. De ce nu am putut până acum și de ce acum se poate? Și cum ce se poate? Acum, mai precis? Aveți o dată, da, care estimați? O primă dată este data de 21. Data de luni, 21 septembrie, în care noi ne vom întâlni în cadrul ședinței de Consiliu Local extraordinare, prin care doresc să introducem înființarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitare de Transport Constanța. Deci vom folosi noțiunea de zona metropolitană Constanța, iar pe această zonă, orașul Năvodari va fi acționar pentru ADI Transport Constanța, alături de Municipalitatea Constanța, de Cogălnicianu, de Ovidiu și Cumpăra. Bun, vom face toți hotărâri de Consiliu Local pentru înființarea acestei asociații. După ce am înființat-o, toată lumea pleacă la, sau bine, cei, probabil o să discutăm acum, dacă noi sau Constanța o să meargă la judecătorie, va fi validată asocierea, iar acest lucru să înțeleagă lumea, că nu este o invenție. Noi avem Raja, noi avem Apă Constanța. Deci o structură similară există deja. O structură similară există și pentru gunoi și pentru apă prin Raja. Vom face și pentru transport. Numai că după ce ne iese actele de la judecătorie, statuându-se această asociere, atunci putem tot prin hotărâri de Consiliu Local să delegăm către Citybus, așa cum a fost cu Raja,
să dedicăm pentru City Bus transportul în zona celor de 5 UAT-uri. Asta este partea legală în care noi putem să ne implicăm. Apoi, prin hotărâri de Consiliu Local, putem să ajutăm diferite categorii sociale cu probleme. Așa cum știți că sunt persoane cu dizabilități, persoane cu pensionari. Dar ceea ce pe mine mă interesează cel mai mult este siguranța copiilor. Sunt foarte mulți copii, printre care și copilul meu, care învață în Constanța. Ceea ce vreau eu este să creez un climat de siguranță și confort pentru acești copii ai noștri, de la Năvodari. Și vom face un transport special pentru tineri, pentru copii. Adică vreau să știți că fiecare familie se duce, vine la primărie și spune: copilul meu vrea să meargă cu citibasul. Merge dimineața, pleacă de la ora 7 și trebuie să vină la ora 2. Bună ziua, bună ziua, mulțumesc, mi-a făcut hârtie. În felul acesta, eu o să văd câți copii vor să vină. 720 dimineață, 470 seara. Cu aceste documente, mă duc la Citibus. Am nevoie de transport pentru dimineață, pentru 700 și pentru 400. Eu trebuie să plătesc. Lumea mă întreabă, dar de ce nu acum? Pentru că e campanie electorală, de asta nu. Așa. În mod normal, să știți, lăsând gluma la o parte, că în decembrie fiecare UAT își face și își calculează și își gândește propriul buget. Își estimează. Atunci vom încerca să gândim și estimările pentru cheltuielile de transport. În mod normal, cât ies actele de la instanță, noi ne vom calcula cu aproximație cât tineri sunt. Voi ști cu aproximație cărui număr de tineri sau bătrâni mă adresez. Bugetul vă permite acest gen de elasticitate, de ajutor, de contribuție pentru comunitate în această direcție a transportului? Aveți un buget atât de, să-i spun, generos? Sau? Nu am buget. Tocmai că dacă aveam buget, probabil că eram un leneș. Probabil că mă gândeam la ce să mai fac, ce lucruri, invenții să mai fac. Nu. Nu am cumpărat nici statui. Da? Am încercat să fac în așa fel încât banii să-i aloc exact unde este nevoie. Iar pentru acest lucru vă spun că noi avem nevoie. Și cred că lucrul acesta doare de foarte mult timp. Iar acum nu vreau să vin decât cu un strop de speranță că se poate. Dacă s-a putut la Raja, se poate și la Năvodari pentru transport. Da? Și acest lucru, eu, în mod normal, sunt garanția reușitei acestui proiect, care este în mintea fiecărui părinte care își trimite copilul. De aceea spun că este un proiect de suflet, un proiect pe care l-am dorit. Eu vă spun că la momentul 2016 nu estimam că se va face Aditransport și nu estimam că Decebal va face o companie puternică. Dar gândeam că acum, că erau două societăți de transport private. Iar în 2017-2018, cam așa, trebuiau să se facă din nou licitații de către Consiliul Județean. Și am zis, de data asta vom impune noi condiții pentru transportul în siguranță al cetățenilor din orașul Năvodari. Numai că, din păcate, licitațiile au fost anulate de statul român și au fost date în continuare licențele. Nu numai atât. La toate întâlnirile pe care le aveam în speranța că pot să mediez, da? Dumnealor operatori au venit cu prețuri mărite, ajungând chiar la 8 lei, fără să întrebe autoritățile. Lucrul ăsta, în general, nu rămâne nepedepsit, să dau așa, cumva, ca o sub anumită formă, în ghilimele. Pentru că, uite, nu ai putut să mărești sau să îmbunătățești condițiile, dar ai mărit prețul. Ceva nu e în regulă. Și atunci Dumnezeu zice, mă, îți iau pe parte, îți dau pe alta. Și uite că ne-a ajutat cu Citibus-ul și ne va ajuta pentru mulțumirea năvodărenilor noștri.
În ce privește pe domnul Matei, ați evitat răspuns. În ce relații sunteți cu fostul primar și cu fostul dumneavoastră prieten? Nu știu dacă mai sunteți și acum prieteni. Eu sunt coleg cu Nicu Matei, am fost coleg cu Nicu Matei. N-aș putea să spun că nu am fost prieten cu dumnealui. Singurul lucru pe care pot să spun este că la acest moment eu nu-l recunosc pe el sau nu-i recunosc acțiunile. Nu înțeleg de ce face asta, adică de ce face acest, hai să spun, un pic de circ mediatic și îmi permit să divaghez un pic și să ajung la unul din proiectele extrem de importante și anume înființarea centrului multifuncțional în Năvodari, o secție externă a Spitalului Județean, un proiect extrem de dorit de cel puțin 40 de ani în Năvodari. Este foarte adevărat că nu este un spital în sine. Dar când spui, mă duc la centru multifuncțional și eu sunt, nu știu, eu sunt inginer, dar sunt oameni în vârstă. Ei nu știu de centru multifuncțional, îi spun de spital. A fost deranjat și el și probabil și alți contracandidați că îl numesc spital. Nu, este un centru multifuncțional care are un număr de paturi cu spitalizare de zi în care orice năvodărean vine, pentru că este un centru multifuncțional, un spital public, da, în care oamenii nu vor plăti, să se înțeleagă, nu este un spital privat, oamenii vor veni, va fi internat pentru câteva ore, îi se fac analize, iar medicul de la urgențe va hotărâ ce este bine pentru năvodărean, pentru pacientul respectiv. Nu numai atât, avem și ambulatoriu, un număr de secții legate de un număr de secții și anume oreleu, avem cardio, avem medicină internă, avem și bineînțeles dermato, avem pediatrie, toate aduc doctori specialiști în orașul nostru. În cazul în care vine cineva pe timp de zi și avem medic specialist, persoana care, sau doctorul care este la UPU, da, la urgență, poate să consulte în orice moment medicul specialist care este în ambulatoriu. Dacă situația este mai gravă, atunci cu 112 poate pleca salvarea direct spre cu alte Constanța. Cuvinte, multifuncțional sau nu, un fel de pre-spital, chiar spital în Năvodari. Da, este un lucru extrem de dorit. Noi i-am făcut inaugurarea. Sunt foarte mulțumit că în sfârșit am luat toate avizele necesare pentru funcționarea acestui spital și vă spun că a fost o întreagă, hai să spun, tragicomedie. Adică să te duci la București și să ți se spune din cuvinte, da, ok, facem treabă, suntem de acord, vă dăm avizul de funcționare sau avizul de numărul de paturi sau numărul personalului, da. Și să vezi că ajungi acasă și acasă vezi că nu se mai întâmplă sau după aia te duci în biroul președintelui Consiliului Județean și sunt aduși toți doctorii și dintr-o dată ba nu se poate, ba nu e greu, ba că nu avem contract cu casa, ba că trebuia să avem contract, ba că știți cum? Peri albi ne-au apărut și mie și președintelui Consiliului Județean. Structura asta funcționează? Va funcționa? Și dacă da, când? Da, funcționează. Deși nu ar fi trebuit, pentru că era datoria directorului sau managerul Spitalului Grasa, de joi va funcționa. Deci, ce veste extraordinară. Este o veste extraordinară. O să vedeți, funcționează. Au apărut tot
felul de acuzații și acesta este marele regret pe care îl am. Vis-a-vis de comportamentul nu numai al dumnealui, dar și altor candidați care de-a lungul timpului au fost alături de mine și am încercat să punem umărul pentru construirea acestui centru multifuncțional. Este foarte ridicol acum să vorbim că, de fapt, nu este un spital, este un centru multifuncțional care prea puține paturi. Oameni buni, atât am putut eu să fac. Ceea ce pot eu să fac în continuare este că vreau să-l dezvolt. Vreau să fac o altă secție, o maternitate. Lucrul acesta, în mod normal, durează și este destul de greu de făcut. Dar eu îmi propun să fac acest lucru. În marea majoritate a cazurilor, deja poți să spui că obosești în momentul în care vii cu o idee și se găsesc 20 de idei să o combat. De la funcționari, la opoziție, la susținătorii opoziție. Niciodată nu e bine. Am început să fac parcul central. În momentul în care am făcut parcul central din orașul Năvodari, opoziția a sărit în sus, a suferit, pentru că acolo era un conglomerat de steaguri, tot felul de gădulețe. Erau, hai să spun, statuete din piatră, din alte materiale. Erau anumite tipuri de plante care colectau tot gunoiul orașului. Era un paviment murdar, mizerabil, de ani de zile, din ciment. Am venit și am făcut unul din cele mai performante parcuri din Dobrogea. Lucrul acesta îl spun cu mâna pe inimă. Ei, bineînțeles că iarăși este o nemulțumire, dar asta îmi pare și rău. Și vă împiedicați de niște critici sau vă supără sau vă țin din treabă niște critici că știți care nu este se poate ideea? Face nimic fără știți care este criticile ideea? Știți aferente. Care vă zic eu că se mai și poate. În momentul în care un om crede într-o idee și 200 îți demonstrează că tot timpul este o problemă, atunci pentru mine este o problemă că oamenii care tot timpul spun că este o problemă nu pot să vadă de fapt o stea, că nu au nici ei o stea. Deci toate, în marea majoritate lor, cel puțin la Năvorari, sunt construite pe critici și pe părți negative a ceea ce a făcut chelarul. Dar numai că chelarul le spune următorul lucru. Eu vă mulțumesc vouă care ați muncit pentru orașul Năvodari și la acest moment eu nu sunt decât o simplă opțiune politică. Dacă năvodărenii vor gândi că pot să termin aceste proiecte, îmi vor da un mandat nou. Dacă nu, este o altă opțiune. Deci nu va fi nicio supărare. Care e punctul dumneavoastră forte în această campanie? Pe ce vă bazați? De unde vă vine încrederea de a cere un nou mandat? De unde vă vine încrederea de a le spune năvodărenilor, votați-mă, sunt aici? Știți de ce? Pe o gândire pozitivă. Acest lucru m-a determinat de la început, când am văzut greutățile pe care le-am avut la începutul mandatului. Să știți că n-am venit nici la dumneavoastră, nu m-am dus nici la altă televiziune și nici nu am scris pe Facebook cât de greu îmi va fi sau ce se va întâmpla cu mine. Nu. Am pus capul în pământ și am făcut treabă. Eu știu că cel puțin 2 ani de zile am stat în birouri ori la mine, ori la București. Ori la Consiliul Județean. Pentru că nu poți să culegi decât după ce sădești. Iar eu, primii 2 ani, am sădit extrem de multe proiecte, așa cum vi le-am povestit și dumneavoastră. E, aceste proiecte îmi dau mie puterea să spun, sunt destul de bun, cunosc și foarte multă meserie, îmi pot permite să cred că eu sunt cel care poate să-și finalizeze proiectele începute și gândite de mine când alții spuneau, nu se poate. Și nu am făcut doar atât. Deci, vreau să știți că am intrat pe toate cartierele orașului nostru și toate sunt modernizate. Mai sunt și alte lucruri.
și pot să vă vorbesc, nu știu dacă aveți timp, și despre proiecte care nu le-am finalizat, și anume podul. Și am probleme foarte mari. Și e o mare problemă. E o mare problemă, dar în momentul în care am luat bani pe PNDL pentru acest pod, am luat în baza unui studiu de fezabilitate, numai că prețul de cost pentru metru pătrat de asfalt este un preț impus de statul român. Numai că prețul pentru un metru pătrat de asfalt, care mi l-a dat la momentul respectiv Guvernul României, Ministerul Dezvoltării, nu bate cu reparația unui pod în sine. În momentul în care am făcut proiectul, deci doar asfaltul, mi-am dat seama că în baza evaluării ne mai trebuiesc diferențe de bani. Iar acest lucru nu m-a făcut să plâng. Nu am făcut decât, am făcut adrese către Ministerul Dezvoltării, prin care i-am rugat să-mi blocheze sumele de bani pe care ni le-au oferit. Noi, orașul Năvodari, prin hotărâri de Consiliu Local, am încercat să suplimentăm cu diferența de bani, cu încă 1 milion de lei, apoi voi scoate din nou la licitație, cum spune legea, și sper ca în maxim 2 luni de zile să am un câștigător. De ce? Pentru că vreau să mă apuc de treabă, astfel încât nouă sezonă în 2021 să mă prindă cu supralărgirea podului peste ecluză. Și în felul acesta să creez 3 benzi, dintre care voi folosi în funcție de situație 2 spre Constanța dimineața, 2 seara înspre Năvodari. Adică sunt multe probleme, sunt multe piedici. Mai am proiect pe care încă nu l-am semnat la acest moment, este vorba de mobilitate și este vorba de asfaltat 80% din străzile din orașul nostru. Ce să zic? Să mă plâng? Cui să te plângi? La televiziuni? Nu vă ajută. Vă spun eu, toată lumea îmi spune că mă duc, că ți-aduc televiziunea dacă nu-mi faci. Televiziunea nu are bani să te ajute. Tot pe proiecte europene. Banii sunt cei care guvernează tot ce ține de, cum să spun, de dezvoltare, de evoluție. Domnul Chelaru, m-ați convins și pe mine cu atitudinea dumneavoastră pozitivă. Sunt sigur că și pe telespectatorii care ne-au urmărit vă doresc succes, nu atât dumneavoastră, cât cetățenilor din Năvodari, care trebuie să beneficieze de un trai mai bun, de proiecte și de o dezvoltare a localității, așa cum ne dorim toți, fiecare pentru localitatea lui și, desigur, pentru dezvoltarea întregii țări, de fapt. Vă doresc succes în alegeri. Stimați telespectatori, aici se încheie a doua ediție acestei serii în centrul atenției, dar fiți fără grijă. Ne revedem mâine la ora 20. Până atunci, rămâneți cu Dobrogea TV. Cele bune, seară frumoasă!